Prețurile carburanților vânduți la pompă se apropie de un nou prag psihologic. Benzina ajunge la aproape 23 de lei, iar motorina la 20 de lei pentru un litru. Pentru ziua de vineri, 28 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță noi scumpiri la carburanți. Astfel, un litru de diesel va fi vândut la stațiile de alimentare cu 19 lei și 90 de bani, cu 8 bani mai mult decât astăzi, iar benzina se scumpește cu 9 bani și va putea fi cumpărată cu 22 de lei și 94 de bani pentru un litru. Aceste prețuri sunt cele mai mari din istoria țării.